pe care o disputăm aici pe arena Iclod Arena. Dar înainte de a face speech-ul dinainte de joc, aș vrea să aduc mulțumiri celor doi primari, David Prunean, primarul comunei Vad, și domnului primar Emil Părțoc, primarul comunei Iclod, pentru sprijinul acordat echipei Someș-Județ prin găzduire în prima parte și respectiv a doua parte a campionatului aici la Iclod. De altfel, domnul Emil Părțoc este un mare iubitor de sport, președinte de onoare a Comisiei Centrale a Arbitrilor din Ruicul Românesc, un fel de Kiros Vasaras din fotbalul autohton. Și încă o veste de ultimă oră primită de la domnul președinte Vicențiu Știr, din data de 10 iunie, minerul 1947-1980 va prelua numele actuale echipe Someș-Județ. Îi dorim domnului Vicențiu mult succes în noua ediție de campionat, o ediție pe care o vrem și mai bună decât cea actuală. De fapt, suntem mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat anul acesta. Dacă anul trecut am terminat pe locul 7, anul acesta am terminat în primele 4. Este un succes. Haideți să vedem Liga 3-a și încheie și a porțile azi, când se desfășoară ultimele jocuri din play-off și play-out. De altfel, se cunosc 18 din cele 20 de echipe participante în semifinalele de promovare. După programul stabilit de Federația Română, chiar de la începutul campionatului. Astfel că din seria noastră a 10-a, primele două locuri sunt ocupate Binaur Baia Mare, locul 1, și Clubul Atletic Oradea 1910, locul 2. Ele se vor întâlni cu celelalte două clasate din seria 9, Corvinul Hunedoara, respectiv Metalurgistul Cugir. Din aceste confruntări se va decide finalistele cu șanse mari pentru Minaur Baia Mare, oaspeții noștri de astăzi, și Corvinul Hunedoara din seria 9. Iar la finalul celor două jocuri se va decide echipa care va promova în Liga 2. Sperăm din tot sufletul și dorim succes celor din Baia Mare. Etapa de astăzi are o configurație Someș-Județ, Minaur Baia Mare aici pe Iclod Arena și la Oradea pe Iuliu Bodola, Clubul Atletic Oradea în Băile Felix. Iată și rezultatele consemnate etapa anterioară: Băile Felix, Someș-Județ 2-0 și Minaur Baia Mare, Clubul Atletic Oradea 0-2. Așa, după cum mulți ați aflat, în data de 16 luna aceasta, prin tragere la sort, s-a stabilit programul rundei finale a barajului de promovare în Liga 2, ediția 2022-2023. Cele 5 jocuri au loc pe data de 4 iunie, respectiv 8 iunie, returul. Manșa semifinală se va desfășura pe 25 mai, turul respectiv 28 mai, returul. S-a stabilit și datele de start al competițiilor fotbalistice din România pentru ediția 2022-2023. Iată-le în sistem telegrafic. Liga 1 începe în data de 16 iulie, Liga 2 începe în data de 6 august, cu o săptămână mai târziu, iar Liga 3 va începe pe data de 27 august, exact cum a început și sezonul 2021-2022. Iată și cele două formații. Voi începe cu oaspeții Minaur Baia Mare, avându-l la timonă pe Ciprian Danciu, cu numărul 70, Breban Emanuel, numărul 19, Colar Claudiu, numărul 15, Stan Cristian, numărul 2, German Raul, numărul 22, Lung Antonio, numărul 8, Matei Denis, numărul 44, Buda Răzvan, numărul 24, Stănescu Rafael, numărul 17, Văsălie Alin, și numărul 27, German Darius, și cu numărul 11, pe tricou, Petran Marco.
pe bancă la oaspeți Bota Vasile numărul 1, Brașovan numărul 10, Corneștean numărul 21, Marian numărul 7, Accenta numărul 9, Gondiu numărul 20, Sarkozy numărul 3 și Turul Ciprian numărul 23. Iată și acum echipa noastră, Fotbal Club Someșul-Tej, avându-l la timonă pe Tiberiu Bălan, ajutat de secundul Sabin Cop și Cosmin Coroveir, preparator fizic, delegatul echipei Alexandru Sechi, președintele clubului, domnul Vicențiu Stil, în poartă cu numărul 13, De Souza, Poison Winnie, cu numărul 5, Denis Boleni, numărul 6, Sabon Kovac, numărul 18, Alexandru Pap, numărul 14, Dragoș Mureșan, numărul 10, capitanul echipei David Ciurcui, numărul 21, Dan Plăian, numărul 20, Raul Suciu, numărul 22, Radu Pocol, numărul 12, Ștefan Visic și cu numărul 9, Petricou, Alban Gabinana Bacabi, cu numărul 1, rezervă de portar, Antonio Toderean, Chiș Paul numărul 2, Mihai Maxim numărul 11, Raul Vita numărul 19, Adrian Rad 15, Antonio Giurgean numărul 24, Raul Cristea numărul 17 și Rareș Babiciu cu numărul 16, Petrico. Arbitrii întâlnirii de la această oră sunt la centru Andrei Vladimir Noc din Măhăceni, Alba, ajutat la cele două margini de asistenții Cosma Alexandru și Gașpar Vlăduț, ambii din Târgu Mureș. Observator din partea Federației Române de Fotbal sunt domnii Papu Ioan din Carei și Sergiu Neichi din Satu Mare. Thank you.
27, dragi prieteni oaspeți, deschid scorul prin Darius German, minutul 24, purtătorul tricoului cu numărul 27. 1-0, Baia Mare, Someșul Dej.
31, egalitate pe tabela de marcaj. A scris pentru echipa gazdă Nana Bacciavi. Thank you.
Minutul 46, 2-1 Someșul, deci Minaur Baia Mare a înscris pentru echipa noastră, același Nana Batcabi. Deci minutul 46, 2-1. Ajută-l! 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 Ajută-l!
66, 3-1 pentru Someșul-Dej, a scris golgeterul nostru Ștefan Visic. Bravo, Ștefane! Thank you.
votul 71, schimbare la Someșul, deci a intrat cu numărul 24, Georgian Antoniu. El a locuit pe Raul Suciu, numărul 20, pe tricou.